Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi arăta cum puteți să rezolvați o temă în care vi se cere să construiți un grafic al proporțiilor în Excel direct de pe telefonul mobil sau de pe tableta voastră. Să spunem că avem o temă de genul următor. Pornind de la următorul text, construiți în Excel un grafic al proporțiilor. Textul este următorul. Conform recensământului din anul 2011, din totalul locuitorilor țării noastre, 83% sunt români, 6% maghiari, 3% romi și 8% alte naționalități. Cum procedăm? În partea de jos a ecranului avem opțiunea Adăugați un comentariu privat. Apoi, Adăugați un atașament. Selectăm opțiunea din partea de jos a ecranului Foaie de calcul Google nouă. Dacă nu avem instalat foi de calcul de la Google sau Google Sheets, ni se va cere să îl instalăm. Îl instalați pentru că este oricum gratuit. Facem click pe această opțiune și, așa cum vă spuneam, îmi apare o foaie de calcul cu numele și prenumele meu și cu titlul temei. Cum procedez aici pentru a scrie? Dacă vreau să scriu în oricare dintre aceste căsuțe, fac click pe o căsuță și în partea de jos a ecranului introduc textul sau valoarea necesară. Eu voi scrie aici români și în partea dreaptă procentul, 83%. Scriu doar 83 pentru că automat programul îmi ia ca procente. Apoi, maghiari, procentul din text 6%. Următoarea etnie, romi, procentul 3%. Alte naționalități, Bun, odată introduse datele, trebuie să selectăm toate căsuțele completate, facem click pe prima, iar apoi, de pe cerculețul din dreapta jos, selectăm toate căsuțele completate. După care, mergem în partea de sus a ecranului, unde avem acel buton cu semnul plus și selectăm din partea de jos grafic, pentru că ni s-a deschis meniul inserați. Facem click pe grafic și iată programul deja deduce ceea ce dorim noi să realizăm. Și ne apare grafic, diagramă radială. Selectez tipul de grafic, pot să-l las chiar pe acesta. Eu îl voi schimba, voi selecta alt tip de diagramă pe acesta. Putem legenda să o punem la dreapta, la stânga, sus sau jos. Eu o voi pune jos. Titlul și voi introduce un titlu. Structura etnică a populației. Apăs pe actualizați titlul. Văd că am aici o mică greșeală la alte naționalități. Pot să mă duc să modific, dar ies din acest meniu, fac click pe graficul creat, îl micșorez trăgând de acel buton din partea stânga sus, îl pun sub datele mele, fac click pe căsuța unde aveam o mică greșeală și modific și pun alte, pusesem R în loc de E. Apoi, micșorez încă o dată graficul pentru a încăpea aici subtextul meu un pic mai mare. Bun. Așa este foarte bun. Automat, el se va salva în drive-ul meu. Pentru a finaliza acest document, apăs în partea stânga sus pe butonul verde. Dacă vreau să-l redenumesc, merg pe cele trei punctulețe din partea dreapta sus, fac click pe numele acestuia și îi pun noul nume. Spre exemplu, să zic aici Ungur Georgian. Apăs OK și s-a redenumit. Dacă doresc să părăsesc documentul, apăs în partea stânga sus pe X și iată, documentul meu este deja atașat la această temă. Tot ce trebuie să fac este acum să apăs Predați.
Eu am mai predat o dată, de aceea mă apare această căsuță de dialog și apăs retrimiteți. Vă va apărea încă o dată dacă doriți să predați. Acum vă propun vouă să rezolvați următoarea sarcină de lucru. Pornind de la următorul text, construiți în Excel un grafic al proporțiilor. Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2019, în țara noastră, 81% dintre locuitori practicau religia creștin-ortodoxă, 5% romano-catolică, 3% religii reformate, 2% religia penticostală, iar 9% practicau alte religii sau ateismul. Vă doresc succes!